Fermierii active au început să depună cererile unice de plată pentru 2016, începând cu 1 martie, iar data limită de depunere era până la 16 mai. Totuși, guvernul a decis săptămâna trecută ca termenul limită inițial până la care fermierii vor putea depune cererile unice de plată, fără a fi penalizați, să fie prelungit cu o lună, mai precis până pe 15 iunie. Până în prezent s-au depus 11.195 de cereri din 13.829. Asta înseamnă un procent de 81%. Avem o veste bună, s-a făcut prelungirea până în data de 31 mai pentru depunerea cererilor unice de plată și până în 15 iunie pentru depunerea cererilor de plată cu penalități de 1% pe zi. În această perioadă, angajații APIA Giurgiu lucrează intens și fac plăți pentru fermierii care primesc finanțare de la stat pentru înverzirea terenurilor agricole și zone defavorizate. Începând de zilele următoare, îi sfătuiesc pe fermieri să-și verifice conturile bancare. Ce pot să vă spun este că pentru înverzire plata este de 59,12 euro pe hectar, iar pentru zona defavorizată este 54 de euro, însă la defavorizată suma scade în funcție de numărul de hectare. În anul 2015, APIA a efectuat plăți în valoare de 87 de milioane de lei pentru practici agricole benefice pentru climă și mediu, precum și pentru submăsurile compensatorii, iar anul acesta suma va fi mai mare.